Orele de educație fizică și sport vor fi de acum înainte mult mai interactive. Acest lucru se întâmplă datorită unui program inedit, Kinder Joy of Moving. Domnul general, vedeți că au căzut pe aici? 20 de școli din Drobeta, Turnu Severin și din mediul rural au primit astăzi echipamente sportive, care vor facilita derularea orelor. Este vorba despre echipamente pentru micii școlari din ciclul primar. Fiecare școală participantă a primit un săculeț cu diverse produse, mingi, sac de mingi, pompă, scară pentru agilitate, conuri, copete, inele de gimnastică, un kit cu articole sanitare, măști, dezinfectanți, pulverizator și dezinfectant de mâini, broșura cu metodologia de desfășurare a acestui proiect, tricouri, fluiere și cronometre pentru cadrele didactice. Noi, profesorii de educație fizică, avem o problemă în privința materialelor didactice. A fost un proiect acum câțiva ani prin care s-au primit materiale de la Ministerul Educației și de atunci nu am mai primit niciun ajutor. Iar acesta este binevenit pentru toată lumea. Acest proiect este posibil datorită implicării ONG-urilor, căci elevii de astăzi sunt viitorul de mâine. Astăzi s-au primit la Drobeta Turnu Severin un număr de 20 de materiale sportive, dezinfectant, măști pentru 20 de școli, 10 din orașul Drobeta Turnu Severin, 10 din județ. Sunt materiale sportive pe lângă mingi, din burete, conuri, copete, cerculețe, scară de coordonare, să le folosească cei 20 de colegi de educație fizică cu mult drag la clasele primare. Acest proiect este pentru clasele primare. Joy of Moving este un program deosebit pentru învățământul medințean și în general, prin care se acordă copiilor diferite seturi de sport atât de necesare lor. Totodată, sportul prin și joc este o metodă care le dezvoltă inclusiv inteligența, mișcarea și tot ceea ce ține de dezvoltarea lor socioemoțională și fizică. Cadrele didactice spun că era cu adevărat nevoie de aceste echipamente pentru ca orele să se desfășoare în condiții optime. Am primit câteva materiale în cadrul proiectului Kinder Joy of Moving. Suntem bucuroși că am putut fi selectați în acest proiect pentru clasele 1-4 din mediul rural. Orice materiale sunt binevenite pentru copii, pentru că ne ajută să ne desfășurăm activitatea în condiții cât mai optime. Copiii sunt dorniți după această perioadă destul de dificilă pentru noi, sunt dorniți să facă mișcare, iar noi vom ajuta tot timpul, pentru că asta este menirea noastră ca și profesori de educație fizică. În câteva zile, materialele vor ajunge la elevi, pentru ca aceștia să se poată bucura de ele și să lucreze cum trebuie la orele de sport.